Generații întregi ai învățat ce înseamnă mama, prin poezie sau prin proză. Mama însă, simbolistica acestui nume, mi l-ai demonstrat în copilăria mea. Pentru mine ai fost și mereu vei fi cea mai bună, perfectă femeie. Cea care știe să fie frumoasă, încăpățânată, puternică și dăruitoare. Cea care aduce oameni frumoși pe lume și știe a bucura oamenii din jurul său. Mama ai bucurat generații întregi, însă pentru două fete, care sunt deja mari, care sunt și ele soții, vei deveni și vei rămâne cea mai demnă dintre toate femeile. Am fost prinț, am fost cerșetor, prin soare, prin nori, ba urc, ba cobor. Am fost tânăr, am fost bătrân, și sclav și stăpân, dar tot om rămân. Am fost prinț, am fost cerșetor, prin soare, prin nori, ba urc, ba cobor. Am fost tânăr, am fost bătrân, și sclav și stăpân, dar tot om rămân. De ce oare nu încercăm mai des să ne zâmbim? Și în schimb suntem mereu pregătiți să clădim ziduri reci care să se înalțe până la cer, să ne apere de ce am simțit până ieri. Dar de astăzi poate că mult mai bine ar fi să încercăm să le dărâmăm până la temelii, căci prin locurile pe unde ele ar plăpa, soarele cu mii de raze ne-ar mângâia. Am fost prinț, am fost cerșetor, prin soare, prin nori, ba urc, ba cobor. Am fost tânăr, am fost bătrân, și sclav și stăpân, dar tot om rămân. De a spune lucrurilor pe nume, de a vorbi despre o femeie care știe să fie de toate. Femeie, gospodină, om de încredere, un profesor cu dărnicie, dar în primul și în primul rând, meseria cea mai de vază a sa a fost și este soție, mamă și bunică. Astăzi mesajul de felicitare îl voi spune de la persoana întâia. În așa fel ca dumneavoastră să o simțiți, așa cum persoana pe care m-a făcut demnă de a veni în fața voastră, ca și cum ar fi în fața unii persoane. Mamă, astăzi vreau să-ți spun mulțumesc. Generații întregi ai învățat ce înseamnă mama, prin poezie sau prin proză. Mama însă, simbolistica acestui nume, mi l-ai demonstrat în copilăria mea. Pentru mine ai fost și mereu vei fi cea mai bună, perfectă femeie. Cea care știe să fie frumoasă, încăpățânată, puternică și dăruitoare. Cea care aduce oameni frumoși pe lume și știe a bucura oamenii din jurul său. Mama ai bucurat generații întregi, însă pentru două fete, care sunt deja mari, care sunt și ele soții, vei deveni și vei rămâne cea mai demnă dintre toate femeile. Ai reușit să fii de toate și ai reușit să menții acest statut. Draga mea mămică, astăzi mă închin în fața ta și îți spun încă o dată, la ureche. Mulțumesc pentru mândria de a fi copilul tău, pentru faptul că mereu am fost mândră să zic cine este mama mea. Și mereu, asta voi face de a-mi spune că ea este perfectă. Astăzi, mamă, îți spun mulțumesc nu doar că m-ai făcut demnă de a fi copilul tău, dar și sora cele mai bune surori. Și să urmăresc dragostea pe care cred eu că nimeni nu o va putea repeta. Dragostea dintre tine și tata. Ai fost și ești pentru mine perfectă. Și mamă, vreau să-ți spun că pentru mine ești un model. Modelul de femeie care știe ce vrea de la viață și oferă copiilor săi un pic mai mult decât poate. Astăzi, dacă Dumnezeu mi-ar încerca voința și ar cere o singură dorință de la mine, i-aș ruga un singur lucru, să mă întoarcă în copilăria mea, atunci când mama îmi făcea încălcodițe și mă aștepta
cu ghezdanul în spate, nu doar acasă. Nu doar acasă, dar și la școală. Astăzi, mamă din depărtare, vreau să-ți ofer o floare care reprezintă viața pe care o trăiești. O singură rădăcină împreună cu tata și două tulpini care au dat și ele flori. Promit, mamă, să-ți duc mai departe faima, așa cum mi-ai păstrat-o mie și mi-ai dăruit-o. Astăzi am o întrebare. Cine a oferit această floare mânuțelor mele pentru a le da dumneavoastră? Cine este ea? Oxanica! Oxanica! Aplauze pentru Oxana! Pentru că Oxana există și un bărbat. Banciu! Banciu! Asta, eram sigură că așa o să spuneți. Banciu! Și să știți că această floare merită să ofere doar bărbatul care v-a cucerit sufletul mulți ani în urmă. Și cred eu că acesta este domnul Mihai. Domnul Mihai, luați această floare. Și eu știu că dumneavoastră îi sărutați mâinile în fiecare zi, dar acum învăț tuturor, o să facem încă o dată. Un bărbat merită să fie fericit și este fericit dar atunci când știe să fie iubit. Acest bărbat vrea să vă spună mulțumesc pentru că l-ați crescut jumătatea. Ați educat-o mai bine decât se poate și ați oferit-o ca pe o floare. Astăzi eu promit, așa cum a făcut mult timp în urmă, să o facă și de acum încolo fericită. Însă pentru fericirea ei, grija lui nu este doar și doar necesară. Dar cred eu că pe lângă asta trebuie să fie și un pic de bonus, sănătatea voastră. Vreau să mă întreb. Primiți acest tort din partea copilului voastre? Dacă da, spuneți da și vă sărutați dulce, la fel cum este desertul. Da? Numai decât primim. Și eu cred că sărutul trebuie să vină. Amar pentru Elena și Mihai! Eu am să vă ofer așa tortul dulce. Pe tortul respectiv scrie pentru cea mai scumpă mamă și bunică și cred eu femeie și soție. Dar vreau să menționez și alte persoane care au fost implicate în organizarea acestui moment. O voi menționa și pe Ludmila. Îl voi menționa și pe Victor Victorioso. Cel care a știut să aducă după două fete în această casă, în sfârșit, și partea masculină. Vorbim acum despre Cezar și despre Liviu, despre Radu și despre Ion și toți ei, cei care sunt astăzi la masa voastră de sărbătoare. Merită ca voi să vă aplaudați. Viața de a începe. Nu trebuie să mai ai griji, mamă, pentru nimic. Trebuie să te gândești doar la tine și la tăticul nostru. Nu trebuie să te gândești dacă ai în ce să ne încalți pe noi sau cărțile bune să ne le cumperi nouă. Trebuie să te gândești doar și doar să te bucuri de fiecare zi și fiecare moment frumos pe care îl petreci cu jumătatea ta. La mulți ani, mamă, să realizezi visele care vin în această vârstă. La mulți ani! Mulțumim! Am să zic un lucru tare important acum. De foarte puține ori transmit mesaje din partea copiilor care sunt departe de părinți. Aceștia pleacă și uită. Uită cuibul pe care mama și tata l-au organizat și cuibul care este gol fără ei. Dar este foarte important atunci când sunt sunată și mi se spune acasă am lăsat-o, e cea mai perfectă dintre toate femeile. Pentru perfecțiunea aceasta eu vreau să vă spun mulțumesc. Ați învățat generații întregi să iubească această țară. Și sunteți un exemplu pentru noi, pentru meseria frumoasă pe care ați împărțit-o și știți mai departe să o transmuneți prin fiica dumneavoastră. Pentru asta încă o dată vă aplaudăm! Visul meu e dulce și ușor. Mama, tu ești înger păzitor. Viața mea cu tine e plină de flori. Mă înveți ce bine și ce rău. Lângă tine nu simt ce greu. Tu zâmbești cu drag, ascult sfatul tău.
sufletul meu ești altă, mamă. Anii trec și tot mă rătăcesc, mamă, tu mă ajut să nu greșesc. Mă resurs sufletul meu.